Neața, lume, lume, lume! Bine v-am regăsit la un episod din World of Metin 2. Eu sunt Billy, gazda dumneavoastră, ca de obicei, după cum știți, după cum știu și eu. Oameni buni, ne aflăm în V4. De ce? Vreau să testez eu o teorie. Am o teorie aici, am. Așa, vreau să testez aici. Bun. Care e schema? Vreau să văd. Tot mi-a zis mie lumea că, bă, că diavol aici nu mere, că ăștia nu-s diavol, că ăștia-s humans. Că... ce? E schimbat. 4000, 2000. Vreau să văd damage-ul, da? Deci, momentan, nu știu cât diavol am pe mine, o să mă uit după aia. Așa, să vedem aici. 3000. Mă moară lei. 1000, 2000... Deci 4000 a fost critica pe care am prins-o, da? Bun. Bun, acum am luat eu cercei ăștia cu diavol 20, săgeți 15, da? Și semea men 3. Hai să-i schimbăm. Hai să vedem. Acum am pus 20 diavol în plus. Deci diavol cred că am 6 cu 10... aici 16... Mi-am pus... nu cred că mi-am pus nimic, nu? Nu, bun. Bat. Ia vedem. 2000. Nu prea se simte diferența. 1000. Ma. Ok, stai că... mi-au zis oamenii că, bă, aici trebuie mai mult iteme. Nu știu de care, PvP, pula mea. Păi, bă, stai un pic, mă, cum dracu, mă? Vreau să știu și eu ce-i PVP, ce-i PVM. 2000, 1900, 2000. 4000 am prins cea mai mare critică, nu? Vreau să pare că îi de 3000, dar de ce? Așa puțin? A? S-a fost pe vârtej ăla? Că nu mai știu. 3700, 3000. Și dacă îi punem înapoi... ia să vedem. Hai din cauza semi-omului, e mai ok cu semi-om? N-aș zice. 1700, 2000. N-aș zice. N-aș zice că mai ok. Așa știu că ăștia îs diavol, nu? 3000, 2000, 1900. Ia, ce urât să vedea ce încearcă ăsta, ce-i Dumnezeu aici? Trebuie să rezist mai... ok. Dar... nu, n-am suget, n-am... am venit doar să văd diferența dintre iteme. Cu un pic de diavol în plus dacă se simte sau nu se simte. Hai de capul meu ce dau așa mie. Nu mai dați mă nesimțiților. Ne simțiți? Vreți să mă omorâți, a? Tu vă capul ăla vostru. Dar de ce vreau eu aici așa nită să... să văd care e schema? Pentru că... vreau să fac recupetul la... la 100. Că deja... tă cu calul ăsta 4000. E cam aceeași chestie, aparent, momentan. Cred că mai trebuie să mai pun, să vedem. Dar zice și voi în comentarii, merită să ai diavol pe tine sau nu merită? Acum am cumpărat cercei ăștia, hai să zicem că-s ok, că... da, să ziceți oricum îți trebuie. Diavolul ăla, dacă chiar nu mere, asta e. N-am dat foarte mult pe ei. Dar... mi-asum riscul dacă... chiar nu merge.
Dar am vrut să văd neapărat. Care-i schema? Hai, trebuie să stăm cumva, mă, să nu mai dea prea bine. Dar unde pică tâmpenii de-alea de zi? De demon și prostii de-alea. De la ăștia sau cutii de-alea, știi? Cum ne-ar face cutie? Nu știu de care. De la ăștia pică sau în alte camere? Că eu tot am bătut pe aici și nu-mi pica nimica. Care e schema? Trebuie să fiu un level mai mare un pic sau? Știți voi? Asta îmi cresc pet-ul și în V2 eu m-am săturat de V2, deci pur și simplu V2 ăla mi se pare cea mai oribilă hartă care există vreodată și e scârboasă și nu-mi place de niciun fel. Nici o haznă nu dau pe ea. De-aia vreau să-mi fac să-i de aici cu diavol și cu săgeți și cu Dumnezeu. Am gătat pe farmer, farmerul nostru full farm. Adică avem full drop și full yang pe el. Am farmat o leacă de semințe, nu foarte multe. Dar am farmat puțin. Cu care facem, mă? Cu ăștia cu diavol, nu? Ăștia cercei. Eu zic că 45 de milioane. Cât am dat eu pe ei. Ai, de capul meu, bine că m-am blocat. Bravo. 45 de milioane cât am dat de pe ei, zic că nu-i mult. Așa că... e destul de ok-ish la ce au pe ei. Da, cred că trebuie să bag și cealaltă piatră în șăbiuța asta. Șăbiuța, uța. Oi, am vrut să zic că eu bat cu armură de level 18. Da, nu o să ne mânuțe. Bă, e un pic diferență din câte văd eu. Cu diavolul ăștia în plus. 1600. În ăștia clar, nu? În ăștia clar nu e schema, dar în ăștia alți, pe de altă parte, 10.000. Incredibil, dar adevărat. Totuși, care tind să cred și cred, mai ok cu Semion pe tine, decât cu diavoli. Sau un fel de combinație, ha? Oare? 3900. Critică, pătrundere, cum dracu i-or zice l-aștia. Dacă noi schimbăm puțin, prindem și pe ăsta pătrundere pe vârtej, poate. Dacă vă rog frumos. 3000. Vârtej la beții 5600. Bă, nu e rău, nu e rău nici cu Semion. Dar... da, ăștia îs, nu-s diavol, nu-i așa știa mă că-s diavol, mă, și că-s trebuie diavol aici. Atunci diavolul ce, la ce-s trebuie, de te numai atâta și, a, la, e, Zazazel ăla. La Zazazel, în catacombe. Mă, bun și aia, tu facem și pe ăla, că oricum vreau să fac un set cu diavol. Așa că, mă bine, de așa știam că și ăștia sunt diavol și că, mă rog, cel puțin pe rău, așa era. Schema. Acum nu știu care să fie schema aici, am dat 1800 2000. Dar se pare că aparent și prin urmare este mai ok cu Semion pe tine decât decât cu diavoli. Aparent. Mor, nu! Am murit. Nu vă faceți grijă. Billy nu moare. Billy are respawn. Totul e sub control. Situația este sub control. Vă zic acum. Ok, mă, că așa sare diavol 10. Hai să vedem. Da, iară mi scade puterea. Ia să vedem așa. A, ah, da, aveam diavol 10. Oh. 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 E ok. Ia vină, mă.
Opa, opa, opa. Opa, opa, că da, ăștia. The military horse was called from the depth of the sea. Ai de capul meu ciudat ăștia, mă, dar ce dracu tu că, vă? În țara lui, mă. Să vă ducă. Sunteți chiar nesimțiți, mă. Așa dați, ce dracu dați de la voi de acasă? Nu, că așa dați, ca și cum nu ați dat de la voi de acasă. Mă, da. Da. Clar, clar, cu semioamenii mei ok aici decât cu diavol. Decât cu diavol, mai bine cu semiom. Mâncați și nimetă. E bine. E bine dacă așa e treaba. Aha, aha, aha. Da. Chestia e că nu-mi prea pică chestia pe aici. Nu pică nimic, vedeți voi, numai Young. Și nu știu de ce. Știți voi, aveți voi vreo soluție să cadă chestii, cutiuțe de-alea? Dar vreau și o cutiuță. Lăsa, bănesc că trebuie fulger. Bănesc. Sper. Și lăsa la săgeți și... blocare. Ăla, corporal lucrurilor. Yeah. Yeah, buddy. Da, mă rog. Până la urmă, urmei se pare că cu dreptate e băiatul acela că e nu că vii full PvP aici, că degeaba vii full PvP, că nu dracu n-ai ce să faci. Dar trebuie să vii cu puțin, de asta zic, semion pe tine. Poate o combinație între diavol, dar nu văd să facă diavolul ceva. Ia, deci asta are semion. Nu, e clar că mai bine cu... Așa, departe. Clar că mai bine cu semi-oameni pe tine. Wow, fac pe ăsta PVM. Ce drag, pe PVM aproape. Trebuie două pietre. Una, hai. Cooldown-ul ăla poate e bun în acela. E clar. Da, hai să zicem că e ok, pentru că îți trebuie la... Bănuiesc, sper. Că la Azraelul acela îți trebuie. Diavol. Cred că așa-i spune. Să mergem să-l facem și pe ăla, dar mai întâi și mai detace o să vedem care-i schema și la ăla, ce trebuie să reziști la el. Bine că de rezistat rezist, când a fost eventul cu Bosch, am ținut pe mine ca băieții, n-am avut probleme, i-am dat și jumătate în viață jos, numai că n-am putut să-l omor, pentru că... 14.000, băi atât e dus pe plută. N-am avut cum să-l omor pentru că... Și având în vedere că n-am avut diavol și pănesc că ăla chiar îți trebuie diavol pe tine. Dacă nu-ți trebuie diavol pe tine, atunci, well, nu știu ce trebuie și ăla te poate semi-oameni, mai știi că nu. Da, dar treaba e că săgeți trebuie neapărat aici. O să vin, data viitoare o să pun cizmele de pe farmer. Stai că spui șamanca ăla. Well, that sucks. Dar am săgeți 15, ia. Săgeți 30, da mă frate. 500, 400, 700, 500, 400, 700, 1300, 1300. Și cum rezici la asta, mă? Aia cu stai curvinită, spăi, bebe. Hai să discutăm puțin. Tu duce ia ce, că tu nu-mi place. Bă, nu mai dați mă tăță în mine, nu fiți nesimțiți. Unul ajunge. E doi. Doamne, ce pătrundere poate să dea. Critică sau ce tăracu e aia. Ei, nu, bun. Și? Acum? Fără. Băi, aceeași chestie, mă. 700, 600, 500. Acum cu?
Păi aceeași chestie, mă, bate la doamne. Bă, nu se simte, mă, pe bune. Te-ai tâmpit? Cum am luat proces verbal, mă? Băi, aceeași chestie sau nu aceeași chestie? Ziceți și voi în comentarii, mă. Ha? Amu, suntem cu... Fără sugeți. Fără sugeți pe noi, da? Uitați-vă la damage, da? 700, 400, stai cu unități. Bă, merez-mă acasă. Să nu vă pleznesc cu telespeaker-ul. Muriți, amu, dă-vă dracu. Interul peste testări, legi. Haideți mă mai la colț, așa. Dar bun, hai să invităm. 700... Aia o travă, mă, ce travă? Mi-a dat o travă. Bă, bun. Deci damage mare e o travă. Hai, 400, 400, 500... Bă, bun, am o travă. Cum dracu am o travă? O trăvire. 700, 700, 500, 513, 600... 700, 700... Nu așa, mă punem săgeți. 400, 500, 300... 1000. Cum? Cum, mă? Cum? How is this even possible? Eu nu pricep. N-a duceți voi, mă. Care-i schema, mă? Mă, nu pare că de același damage, parcă îmi dă mai mult cu săgeți. Fără. Dă mai multe, de 700 fără. Dă-l dracu, bă, că cu săgețile îmi dădea... 1000 și ceva, ia, că îmi dă așa 1000. Dar care schema, mă? Ioi, bă. Ce avem pe noi? Dar nu se simte, diavolul nu se simte deloc. Jesus. Jaybus. O să testăm treaba asta și la catacombe. Văd ce fac, cum facem și mergem și acolo. Vedem, pentru că trebuie să începem să facem chestii mai interesante, că pără tot timpul am zis că mergem și la catacombe și că urcăm și tot timpul mi-a fost frică că nu-l facem pe fraierul ăsta, dar aici am reușit să-l țin pe mine, deci e ok, trebuie să batem, să-i umflăm mucii. Să încercăm într-o seară să facem un run de la făcut, dracu, ce. Adică mă omor așa. Bevar șanță. Păi, deci, în concluzie... Așa că ne reinviem, stai, mă, nu vă speriați, totul e sub control, deci nu mor, mă. Eu am respawn, mă, tot timpul, vezi, așa mi-e respawn. Și țineți minte treaba asta, mă, Billy nu moare, Billy are respawn, da? Bun. Deci, în concluzie... Diavolul V4 nu ce prea ajută. Mai bine vii cu Semion pe cine, cât e mult posibil, și faci mai bine față. Acum cred că contează aici mai mult și damage-ul pe care l-ai pe sabie. Cum ar veni, uite, Semionul are 331 plus 12 putere plus critică plus Dumnezeu plus pătrundere plus Muscle Attacks. Acum cred că ar fi bine să ai o otrăvită cu o medie mare aici, ar trebui să faci ravagii. Iar cât de despre rezistat, nu știu, mi se pare că săgețile sunt inutile, adică am pus 5 pe săgeți, nu se simte. O să vin data viitoare cu niște cizme de alea care au rezistență la săgeți pe ele, de piele, să vedem, poți. Dar nu văd altfel cum. Foarte ciudat oricum. Nu știu care e schema. Dar oamenii ăștia de la om ar trebui să uite un pic la V4-ul ăsta, pentru că nu prea e ok. Știi, adică dacă nu poți să reziști cu săgeți puțin, cu ce dracu reziști? Că ăia dau cu săgeți, dar ne bace, dar cu ce dau altceva? Așa știu că e rezistență la săgeți, la aia și treburi. La muile astea doar ca și că ăștia dau mult damage. Și ăia cu fulgerul curului.
Fulgera cea și în față. Merge-ci. Merge-ci, dați-o-și de pământ. Picara-i numai chestii din cine. Dar nu pică mai nimic din ei, eu nu înțeleg care-i schema. Păi, bune, deci uite-te că semi-omul pe cine, păi, faci, da, faci. Well, oameni buni, v-am zis, asta e concluzia, cel puțin din cât am văzut eu. Dacă voi aveți altă teorie, nu uitați să lăsați acolo un comentariu cu teoria voastră și poate, poate facem o treabă și o testăm. No, am o pușcă, mi-am dat 45 de milioane pe treaba asta, dar de-or fi buni în altă chestie. Dar de-or fi buni, v-am zis eu în asta cu urcatul la Azrazel ăla, sper că diavolul e și ăla dracu, dacă nu diavol, să-l fută noi și să-i pice ouăle jos. Na, astea fiind spuse, oameni buni, mulțumesc de atenție, nu uitați să vă abonați dacă sunteți noi sau dacă nu v-ați abonat deja. Lăsați un like acolo dacă v-a plăcut micuțul nostru test, care este el. Dacă nu, bineînțeles, puteți apăsa și butonul de dislike, pentru că e o țară liberă și îl puteți folosi oricare dintre ele. Bun, oameni, gata, mulțumesc de atenție, eu am fost Billy. Pe data viitoare. Pa!